Mai marii fotbalului românesc au dat astăzi explicații în dosarul desființării Universității Craiova, Dumitru Dragomir Glumeț și Mircea Sandu Arțăgos. Așa s-au prezentat la instanță cei doi președinți acuzați de abuz în serviciu când au dezafiliat Craiova lui Mititelu. În lupta contra lui Dragomir și Sandu a intrat astăzi ca parte vătămată și Galeria Universității. Suporterii, alături la bine și la greu. De astăzi, Galeria și Universitatea Craiova fac echipă și în proces. Procesul care îi aduce în fața instanței pe capii fotbalului românesc, președintele federației și cel al ligii profesioniste. Ai și returile desfăcute. Domnul Dragomir, dar vă întoarceți la proces, nu? Poftim? Vă întoarceți la proces. Nu, domnule, ai chitan, auzi? E, cum să fac? Păi cum, eu spun precis. Dar despre acuzații, ce spuneți, domnule? Măi, copii. Lăsați instanțe, trebuie să vorbesc. Mircea Sandu și Dumitru Dragomir sunt acuzați de procurorii DNA de abuz în serviciu. În iulie 2011, sub oblăduirea mai marilor fotbalului, Comitetul Executiv vota dezafilierea Craiovei patronate de Adrian Mititelu. Care sunt regulile pe care le-au spus? Las, domnișoară, statutul federației, nu mă mai întrebați pe mine. Las și citiți și vă aveți să muri. Și ce le-ați spus judecătorilor? Română, bună ziua, le-am zis. Procurorilor nu le-a ars de glumă. Mititelu s-a plâns că prejudiciul creat ar fi în jur de 284 de milioane de euro și a cerut daune de 50 de milioane. Când a început procesul, DNA a pus sechestru asigurator pe sediul ligii, pe casa lui Mitică și pe cea a nașului de la federație, pe care vizita la tribunal l-a cam indispus. Dar dumneavoastră vă simțiți vinovat de ceva? Pot și eu să merg liniștit? Îmi permite să merg liniștit? Gata? Nu vreau, dar ce-s obligat să-ți răspund? În mai puțin de o lună, greii din fotbal vor face iar drum la judecătorie.